Vom citi cuvântul Domnului în dimineața aceasta din Evanghelia după Luca, capitolul 17, de la versetul 11 la versetul 19. Evanghelia după Luca, capitolul 17. Citim cuvântul Domnului de la versetul 11. După ce vom citi partea din Scriptură, împreună cu fratele Lucian Roman, ne vom închina în rugăciune cerând de la Domnul. Binecuvântarea peste cuvântul acesta și peste inimile și viețile noastre. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Isus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Isuse, învățătorule, ai milă de noi! Când i a văzut Iisus, le-a zis, Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Era samaritean. Isus a luat cuvântul și a zis, Oare n-au fost curățiți toți cei zece? Dar ceilalți nouă, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis, scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Amin. Amin. Haideți să ne plecăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Am trăit într-o atmosferă deosebită două ore în această dimineață, și nu putem decât să spunem: Domnul să fie slăvit, a lui să fie toată lauda. Oricât de mult am cântat, oricât de mult am ascultat fanfara, la serviciile noastre de închinare nu trebuie să lipsească cuvântul lui Dumnezeu. Știu că pe undeva suntem setați, cam la două ore dimineața așa e și la noi, cred că și la dumneavoastră, dar ținând cont că și noi, ca și dumneavoastră, când avem serbarea mulțumirii, nu mai ținem servici după masă, haideți să avem încă câteva minute răbdare, nu spun câte să nu mă trezesc că mă trage careva de haină și să lăsăm ca Dumnezeu să ne vorbească prin cuvânt. Avem obiceiul ca în bisericile noastre o dată pe an, de obicei toamna, să avem o zi de sărbătoare, ziua mulțumirii, alții le numesc ziua sărbătoarea roadelor. Ea este legată de obicei de roade, de lucrurile materiale. Însă, deși s-a spus lucrul acesta, repet și eu, mulțumirea nu trebuie să fie doar o zi, o zi de sărbătoare în viața noastră, când ne adunăm împreună și venim să ne închinăm și să îi mulțumim lui Dumnezeu. Și mulțumirea ar trebui să fie o atitudine permanentă în viața noastră. În fiecare zi să fim plini de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Pentru că nu ne putem achita datoria mulțumirii doar cu o zi pe an. În Filipeni, în capitolul 4, în versetul 12 și 13, găsim care este secretul mulțumirii. Și ce spune Pavel. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flământ, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos. Secretul mulțumirii este Hristos. În Hristos pot să fiu mulțumit. Și când sunt în belșug, și când trec prin lipsuri, și când sunt sănătos, și când sunt bolnav, în Hristos este secretul. Și totuși nu e așa că de multe ori suntem nemulțumitori. Suntem nemulțumitori cred că Domnul Iisus Hristos se miră de câtă mulțumire i-am adus astăzi și ați adus dumneavoastră. Și aduc și celelalte biserici din oraș care au organizat exact în această zi ziua mulțumirii, serbarea mulțumirii. Și se uită Domnul Iisus la ce a fost săptămâna trecută, ce a fost în urmă cu o lună, ce a fost ieri, ce a fost alaltă ieri. Și se miră de câtă mulțumire, câtă, câtă laudă i-am adus în această zi. Oare de ce? De ce nu avem în fiecare zi această atitudine de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Uneori suntem insensibili la binecuvântările lui Dumnezeu. Suntem binecuvântați de Dumnezeu în fiecare zi și așa ne-am obișnuit cu binecuvântările Lui încât am devenit insensibili și parcă nu-i mai mulțumim cât ar trebui să îi mulțumim Lui Dumnezeu. Mă gândeam că suntem așa binecuvântată generație și în biserică și acasă și condiții și tot ceea ce ne-a dat Domnul. Dar oare suntem mai mulțumitori decât vremurile în care nu erau atâtea binecuvântări? Suntem de multe ori insensibili, alte ori mândria ne împiedică să fim mulțumitori înaintea Domnului. Uneori spiritul critic care-i pus în noi, criticăm așa ne împiedică să avem o atitudine mulțumitoare. Mi-am să aminte de o cântare din cărțile vechi. O cântare care spune, o de aș avea eu Trine, și mii de buze să cuvânt. Ce aș face? Nu avem nevoie de atâtea limbi și buze. E suficient cum ne-a creat Domnul e nevoie de timp. Să punem timp deoparte și să-i mulțumim lui Dumnezeu. M-am uitat în această dimineață, tot serviciul a fost concentrat pe lângă cântare și laudă, pe lângă poveștile cu tâlc, pe motive. Motive și fratele păstor spunea să vă gândiți la câteva motive. Și într-adevăr am avea atâtea motive cu care să venim înaintea lui Dumnezeu să-i mulțumim. Dar în această dimineață n-aș vrea să ne uităm nici la motive, nici la laudă, ci aș vrea să ne uităm la Dumnezeu și să ne uităm la Hristos, la Domnul Isus. Mergea spre Ierusalim și în călătoria aceasta mergea pentru ultima dată spre Ierusalim, în călătoria aceasta întâlnește zece leproși care se apropie de Domnul, strigă la Domnul Isus Hristos, Domnul îi vindecă și cunoaștem bine întâmplarea aceasta, doar unul dintre ei, toți au fost vindecați, doar unul dintre ei se întoarce și îi mulțumește lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm la Domnul Isus Hristos în mod special uitându-mă la întrebarea pe care o pune în versetul 17. Oare n-au fost curățiți toți cei zece, dar ceilalți nouă? Din întrebarea aceasta văd pe Domnul Isus Hristos nemulțumit. Și subiectul predicii în această dimineață este nemulțumitul din ziua mulțumirii. A venit în această zi plin de bucurie să ne închinăm, să lăudăm pe Domnul și cred că în inima noastră există atâta mulțumire și atâtea motive. Și toți suntem plini de bucurie și mulțumitorului Dumnezeu. Dar aș vrea să ne îndreptăm atenția în această dimineață spre Domnul Isus Hristos, nemulțumitul din ziua mulțumirii. Pentru cei zece leproși care au fost vindecați de Domnul Isus Hristos, era o zi a bucuriei, o zi a mulțumirii. O zi în care se întâlnesc cu Hristos și viața lor este schimbată, ei sunt vindecați și doar unul vine să-i mulțumească, deși și ceilalți cred că erau plini de bucurie când s-au îndreptat probabil spre preot, așa cum le cere Domnul Isus Hristos și apoi la familiile lor. Și într-o zi a bucuriei, a mulțumirii, ne uităm la Domnul Isus Hristos și când pune întrebarea aceasta, n-au fost curățiți toți cei zece, dar ceilalți nouă, unde sunt? Văd acea atitudine de nemulțumire în viața Domnului Isus. Este ciudat că Domnul Iisus Hristos, ne uităm în Scriptură, au fost situații în care, prin comportamentul Lui, oarecum este ciudat. În Evanghelia după Luca, în capitolul 19, intrarea în Ierusalim, toată lumea se bucura și cânta, el se trage de deoparte și plânge pentru cetate. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, în versetul 10, cuvântul Domnului ne spune că toți îl căutau la sărbătoarea care era în Ierusalim, el se ascunde. În Evanghelia după Luca, în textul pe care l-am citit, observați o zi de bucurie pentru cei zece și Domnul Iisus parcă e trist. Dar ceilalți nouă, unde sunt? Și aș vrea să vedem trei lucruri care îl nemulțumesc pe Domnul Iisus Hristos. Și ascultând aceste lucruri, ascultând mesajul în această dimineață, mă rog ca Duhului Dumnezeu să cerceteze viața noastră. Și atunci când avem astfel de zile, zile a mulțumirii, să ne întrebăm oare este mulțumit și Iisus Hristos? Și când mă uit în Scriptură și în textul pe care l-am citit, observ că Domnul Iisus Hristos este nemulțumit de câți mulțumitori are. Iisus vindecă zecele proști ce fac ei? Dacă ne uităm până la un punct, toți se aseamănă. Toți sunt leproși, toți sunt izolați, toți strigă la Domnul Isus Hristos, toți sunt vindecați, toți ascultă de Domnul Isus. merge și arătați-vă preoților, dar unul singur, unul singur, se întoarce la Domnul Isus Hristos să-i mulțumească. Observați, astăzi, Situația se poate repeta, în sensul că procentul de 1 din 10 se întorc să-i mulțumească lui Dumnezeu când văd bine cuvântările pe care El le dă oamenilor. Domnul știe câți din Timișoara au beneficiat de pâinea pe care El le-o dă astăzi. Domnul știe câți din Timișoara sunt beneficiari ai ploii pe care Dumnezeu a dat-o, a timpului pe care Dumnezeu îl dă. Și oare mă întreb, câți din locuitorii Timișoarei în această zi, ziua Domnului, sunt în biserici? Da, sunt alte biserici mai mari, dar la numărul mare de locuitori pe care îl are orașul Timișoara, oare 10% sunt în biserici astăzi? Să-i mulțumească lui Dumnezeu să facă din această zi o zi a bucuriei, a mulțumirii și când se uită Dumnezeu, să zicem, peste orașul acesta, peste țara noastră, cât sunt, câți mulțumitori are El. Domnul Isus este nemulțumit de câți mulțumitori are. Oare și duminica viitoare vor fi tot atâția aici? și luna viitoare și în fiecare duminică? Oare și mâine vom avea acea atitudine de bucurie și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu sau numai astăzi? Aș vrea să observăm ceva. Dacă ne uităm în versetul 19, omul acesta care știe să vină să-i mulțumească, aude din partea Domnului Isus Hristos cuvintele pe care ar fi bine să le audă cât mai mulți oameni. Credința ta te-a mântuit. Și ce observ de aici este că cel care știe să mulțumească nu pierde niciodată. Acum, cine au fost mai câștigați? Sigur că la prima vedere spunem, toți au fost câștigați, că toți vin la Domnul Isus, strigă la Domnul Isus și Domnul îi vindecă pe toți. Dar dintre toți cei zece, care este mai câștigat? Cel care a venit să mulțumească sau ceilalți nouă? Cel care a știut să vină să mulțumească. Și aș vrea să învățăm lucrul acesta. Când știi să mulțumești, nu vei pierde niciodată. Ne uităm în al doilea rând la Domnul Isus. El este nemulțumit de cum mulțumim. Spuneam, în primul rând, nemulțumit de câți mulțumitori are. Și apoi, un alt lucru care îl nemulțumește pe Domnul este nemulțumit de modul în care îi mulțumim. În Evanghelia după Matei, în capitolul 15. Versetul 7 și 8 avem cuvintele Domnului Isus. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Observați însă atitudinea leprosului vindecat. s -a... Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Observați ce atitudine să te arunci la picioarele Domnului Isus. Și uitați-vă la ceea ce spune Domnul Isus despre liderii spirituali ai poporului, fățarnicilor. Și să știți, în poporul lui Dumnezeu și atunci și acum, sunt așa de mulți oameni care vin și îl laudă pe Dumnezeu, îi mulțumesc lui Dumnezeu de pe buze. Și Domnul spune aici, inima lor este departe de el. Frați fanfariști, ați cântat foarte bine. Felicitări. Dar inima cum este? Aproape de Domnul, a Domnului, sau departe de Domnul? De pe buze putem cânta, de pe buze putem predica, de pe buze putem mulțumi. Dar inima? Nu cumva, spune Domnul despre generații de creștini astăzi, mă laudă cu buzele, dar inima lor este departe de mine. Să știți că m-am gândit că de multe ori venim înaintea lui Dumnezeu într-un mod așa de superficial. Cunoașteți cu toții ceea ce spune Luca în capitolul 18, de la versetul 9, la versetul 14, Vameșul și fariseul vin la rugăciune și vine și avem în capitolul 18, de la versetul 9, am mai spus și pildă aceasta pentru unii care se încredeau unei în înșiși că sunt neprihăniți și disprețiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni răpăreți, nedrepti, prea sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeceală din toate veniturile mele. Uitați-vă o atitudine cu care vine înainte lui Dumnezeu, arogantă, plină de mândrie. Uitați-vă la Vameș. Dar ce este important să vedem ce spune Domnul? Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă să cotine plihănit decât celălalt. Și de multe ori venim înainte lui Dumnezeu într-un mod superficial. Cum îi mulțumim Domnului? Cât îi mulțumim lui Dumnezeu? Cum venim înaintea lui? nu așa că atunci când e vorba de a sta în rugăciune și în special în rugăciunile de mulțumire, nu prea avem timp. Nu prea avem timp. Nu avem timp nu să-i mulțumim, nici să-i cerem așa. Totul facem în grabă. Și într-o zi a mulțumirii, o zi a bucuriei, ne uităm la Domnul Isus și El este nemulțumit. Nemulțumit de câți mulțumitori? Nemulțumit de cum îi mulțumim? De unde pleacă mulțumirea noastră astăzi? De pe buze sau din inimă? Dacă pleacă doar de pe buze, mulțumirea pe care eu o aduc Domnului îl va nemulțumi pe Domnul Isus Hristos. Dar dacă pleacă din inimă, cu siguranță că Domnul va fi mulțumit. Fie ca să învățăm astăzi, în această zi a mulțumirii, nu numai noi să fim mulțumiți și mulțumitori, ci în așa fel să îi mulțumim încât și Domnul Iisus Hristos să fie mulțumit. Nemulțumitul din ziua mulțumirii. Nemulțumit de câți mulțumitori are, nemulțumit de cum îi mulțumim și este nemulțumit de cât îi mulțumim. V-am amintit cântarea, la numărul 31 în cărțile vechi și m-am gândit cine o compus cântarea. Nu, nu compus-o rău, bine o zis el, o, de aș avea eu mii de buze și mii de limbi și atunci i-aș mulțumi. Dar n-ai nevoie de mii. Dar de ce numai atunci? mulțumește -i. Dumnezeu ne-a creat perfect. mulțumește așa. mulțumește -i. Avem nevoie să ne facem timp. E nevoie de timp, să ne punem timp la dispoziția Domnului. Domnul știe câtă mulțumire a primit ieri sau duminica trecută, sau luna trecută, și se miră de câtă mulțumire primește astăzi. Spuneam și la început, noi nu putem să ne achităm de datoria mulțumirii cu o singură zi pe an. Și să știți că sunt anumite lucruri în viața noastră care ar trebui să fie continui. Și unul din aceste lucruri este mulțumirea. Mulțumirea la adresa lui Dumnezeu. Așa cum rugăciunea ar trebui să fie continuă, cititul Biblia ar trebui să fie continuă, închinarea noastră înaintea Domnului. Mulțumirea trebuie să fie continuă. Au fost atâtea zile când i-am spus Domnului în rugăciunile noastre, Doamne dăm, Doamne făm, Doamne am nevoie de cutare lucru, Doamne fără să-i mulțumim, fără să-i mulțumim. Aș vrea să învățăm atunci când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și îi cerem să nu uităm să îi mulțumim. M-am întrebat, urmărind programul, sigur că am fost invitați cu fanfara, am fost invitați să cântăm, să avem uh, uh, timp de laudă și câteva minute și de predică, dar m-am uitat în două ore și jumătate cât stăm aici. Cât? I-a mulțumit Domnului. Cât? În două ore cât ține slujba într-o biserică, cât îi mulțumim lui Dumnezeu? Două minute? Cinci minute? Cât merită oare Domnul să-i aduce mulțumiri? Mă rog ca prin acest, prin acest mesaj, Duhului Dumnezeu să cerceteze inimile noastre. Ne-am uitat în dimineața aceasta la nemulțumitul din ziua mulțumirii. Și am spus că în această situație îl vedem pe Domnul Isus nemulțumit de câți mulțumitori are. Domnul Isus este nemulțumit de cum îi mulțumim. Domnul Isus este nemulțumit de cât îi mulțumim. Și îi cer voie fratelui Marius. Acum în încheiere, să-mi dea voie să venim cu un moment de liniște înainte lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vă întreb pe fiecare, ești mulțumit de ziua de astăzi? Ți-a plăcut? Da, îți mulțumit, îți bucuros, sigur e sărbătoare. Dar este mulțumit Domnul? De cât i-ai mulțumit astăzi? De cum i-ai mulțumit? De câți mulțumitori are? Și n-aș vrea să plecăm de aici fără să stai măcar un minut. Măcar un minut. Să-i mulțumești lui Dumnezeu. O, atâtea sunt motivele. Frați și surori, în această zi a mulțumirii, zi a bucuriei, haideți așa cum stăm să ne plecăm înainte lui Dumnezeu. Haideți să ne plecăm ființele noastre înaintea Domnului. Și ziua de astăzi este un dar din partea lui Dumnezeu pentru noi. El este prezent aici și așteaptă din partea închinătorilor: veniți în dimineața aceasta la închinare, să-i aducă mulțumire. Dacă n-ai făcut-o până acum, fă în aceste momente câteva clipe de liniște în care. Vii doar cu mulțumiri la adresa lui. Doamne, mulțumim pentru dimineața aceasta. Vreau să-ți mulțumesc pentru biserica în care ne găsim în această dimineață. Vreau să-ți mulțumim, Doamne, că ne-ai mântuit și că suntem mai tăi. Și mulțumim că împreună putem să te slujim pe tine. Doamne, am dori ca prin tot ceea ce facem să fii și tu mulțumit. De aceea te rog să pui în noi dorința de a ne ruga mai mult. De a sta mai mult în prezența ta, în rugăciune, de a-ți mulțumi mai mult pentru că meriți lucrul acesta. Te rog frumos să ne înveți prin Duhul Sfânt cum să ne rugăm. Și te rog, Doamne, să ne modelezi caracterul și viața și să ne ajuți să fim plăcuți înaintea ta. Îți mulțumim că ne asculți, îți mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai dat. De aceea te binecuvântăm și te glorificăm, acum și în veci. Amin.